Cadoul numerologic, maestre. Pentru nativii de azi. 4 și 5. Azi 4, care e o zi magică. Luna plină le aduce lumină, le aduce împliniri, le aduce de toate. Și nu întâmplător, azi e ziua de 4, o zi foarte puternică, extraordinară. Iar nativii care s-au născut într-o zi de 4 sunt disciplinați, foarte la locul lor, ca să spunem așa, responsabili, serioși în gândire, și în profesie și în tot ceea ce fac. Sunt oameni cu principii de la care nu abdică, au o conduită morală drastică, merg în viață, sunt oamenii care nu cred decât dacă văd ceva. Deci, hai să înțelegem. Sunt mândri, dar nu sunt aroganți. Să înțeleg. Asta este trăsătura de bază. Însă manifestă foarte multă înțelegere pentru ceilalți, cărora de multe ori le inspiră încredere și pentru care de multe ori devin, să spun, niște exemple. Ca defecte, le știm că am vorbit de ele, sunt rigizi, mai încordați, mai sceptici, au o încăpățânare și o pornire de a-și reprima undeva emoțiile. De-aia spunem cu dragostea că nu se manifestă ei atât de intempestiv ca alți nativi. Și o să vedem nativii de mâine cum se manifestă, da? Iar aceste restricții pe care și le pun pot să-și aducă, să le aducă în viață foarte multe frustrări. În dragoste nu agrează efuziunile amoroase, nu o să vezi un 4 sau 2 de 4 că fac turbulenți pe stradă care să fie în vizorul celorlalți. Sunt prudenți, nu-și dăruiesc inima prea ușor, cum am spus, chiar dacă din afară par mai reci, leagă relații temernice, sunt fideli și sprețuiesc partenerul de viață. Ăștia sunt nativii care îi mai numim conștiincioși. Acum ajungem la 5. La 5. La limita aia care spuneam noi. Ăștia sunt isteții, năzdrăvanii, expansivi, explozivi. Spunem isteți pentru că au o inteligență ieșită din comun undeva. Sunt inventivi, foarte curioși, totul să știe, să cunoască, să afle, au un mare talent de a găsi rapid soluții de rezolvare la probleme care pe alții i-ar putea descumpăni. Le place să călătorească, să cunoască fețe noi, oameni noi, locuri, obiceiuri, socializează foarte bine, iubesc fantastic de mult libertatea și nu suportă restricțiile și îngrădirile. Defecte care sunt neliniște, nerăbdare, impulsivitate, încăpățânare care au luat-o și de la cei cu 4, da? Înclinație către exces, mâncare, alcool, sex, medicamente sau droguri. Au, și astea sunt de multe ori cu efecte nocive asupra sănătății. Cei născuți pe 5 au o mare putere de seducție, nu sunt totdeauna în schimb conștienți de ce forță au ei, magnetismul acesta, și mai ales în prima tinerețe, când trec prin diferite încercări fără să stabilească niște coordonate. Romantici și pasionați, în schimb, au nevoie mare. Un 5 va trebui să găsească un 2, un 4, un 6 sau un 8 care să-l tempereze, care să rezoneze, care să-l tempereze din punct de vedere și mental și spiritual. La mulți ani și pentru nativii de mâine. La mulți și ani. Dacă am epuizat și minunea asta, așteptăm să vină Da, chiar doamna, așa, o să dea Lidia Pilda acum.